Bine v-am găsit în fața sticlei, sunt Seva Cernea și vă prezint Media Publică, o emisiune despre ce găsim atunci când căutăm adevărul. De fapt, când, dacă l-am căutat, probabil că l-am și găsit, fie și parțial, dar după cum zice o frază așa din înțelepciunea budistă, discuțiile dintre oameni n-au capăt nu pentru că adevărul nu poate fi găsit, ci pentru că cei care discută nu caută adevărul, ci autoafirmarea. Adică fiecare vrea ca ceea ce crede el că este adevăr să triumfe în cadrul discuției. Ei, să încercăm să ne detașăm de ambiții și orgolii și să privim prin filiera echidistanței evenimentele principale ale zilei, consemnate de colegii noștri. O știre importantă a situației, despre situația noastră, așa, și ce avem de făcut de aici încolo și ce cred, să zicem așa, actorii importanți ai scenei politice internaționale despre ce se întâmplă la noi, este ceea ce a spus ambasadorul Statelor Unite ale Americii, James Pettit. Adică două momente esențiale dintr-un amplu interviu pe care l-a acordat unui post de televiziune, postului național public de televiziune. Un moment este că, în opinia excelenței sale, guvernul de la Chișinău a îndeplinit precondițiile pentru începerea negocierilor cu Fondul Monetar Internațional, și alta este referitoare la decizia Curții Constituționale de a reveni la alegerea directă a șefului statului. Ambasadorul american crede că, în pofida unor momente așa mai subtile și a unor suspiciuni ce planează asupra acestei decizii, ea este una benefică pentru că, în primul rând, așa vrea majoritatea populației să aleagă președintele prin vot direct și, pe de altă parte, se evită astfel blocajele care deja s-au produs așa în istoria noastră trecută, recentă, în cazul alegerilor în Parlament. Deci, undă verde avem de la unchiul Sam de peste ocean, de regulă în zona asta a geografiei, semnalele de la unghiul Sam sunt decisive pentru ce avem de făcut. Ei, va trebui să alegem președintele. S-a pronunțat asupra acestei perspective și președintele Partidului Democrat, Marian Lupu, care are un mare respect față de judecata moldovenilor și e convins că cetățenii vor vota un om cu capul pe umeri, iar un om cu capul pe umeri nu va întoarce niciodată Moldova din calea europeană. Deci, cum zicea cineva, vom alege pe cineva care va fi inteligent pentru că este bun și modest pentru că este frumos. Sigur că nu știu în ce măsură această intervenție a ambasadorului american are vreo legătură cu discuțiile pe care le-au avut reprezentanții autorităților noastre cu emisarii Kremlinului și cu ministrul de externe rus. În orice caz, prezența americană s-a manifestat și la noua tendință de deblocare a negocierilor în formatul 5+2. Aceste negocieri n-au mai avut loc din iulie 2014. Durează cam mult negocierile astea și totuși e mai bine să dureze negocierile mult decât, de exemplu, să recurgem la confruntări armate și la lupte fratricide, cum se întâmplă, de exemplu, în alte zone ale globului. Deși când ceva durează mult, nu prea e bine, vă spun un banc din zona intimă a relațiilor interumane, pe un bazin așa mare de apă, într-o barcă, un tânăr și o tânără, și tânărul zice, știi, sigur că mie nu-mi plac femeile
și domnișoarele prea accesibile, este evident că trebuie să mai opui niște rezistență, dar nu uita totuși, draga mea, că am închiriat barca doar pe o oră. Să vedem ce mai avem de făcut în limitele de timp care ne sunt rezervate peste câteva clipe. Centrul Național Anticorupție a reacționat destul de rapid la celebra tema a zilei pe tot Mapamondo, Panama Papers. S-a autosesizat în privința moldovenelor care figurează în acest amplu studiu cu multe personaje, cu multe conexiuni, cu multe canale de spălare și de turnare a paralelor. Celebrul canal din Panama nu este unicul, este unicul canal ca albe hidrografică sau cum să-i zic acolo, care leagă oceanele. Pe de altă parte, canalele care pe care circulă, navighează miliardele ascunse în paradisuri fiscale, sunt, iată, demascate. Ei, ce-o fi cu demascările astea? Aflăm noi, să zicem, niște adevăruri și ce ar fi din aflatul adevărurilor și cei cu demascatorii ăștia, când te uiți pe hartă, sunt anumite țări din care nu figurează nimeni, ce este greu de crezut. Dar, mă rog, fiecare își câștigă banul cum poate. Unul în mod necinstit ascunzându-l prin offshore-uri, altul demascându-i pe ăștia și tot probabil câștigă un ban. Știți, bancul ăsta zoologic despre o maimuță care stă pe malul unui râu și înmoaie în apă o banană. Vine un crocodil și zice, ce faci? Maimuță, ea zice, dă-mi un dolar și-ți spun. Hai, spune, zice, dă dolarul. Bine, n-ați un dolar, ce faci? Păi înmoi o banană în apă. Ea, proastă mai ești. Ea zice, proastă, neproastă, dar 100 de dolari pe zi am, cu întrebările astea ale voastre care... Ei, cine apare? Apar și de-ai noștri, ex-premierul Ion Sturza figurează tot, drept că el a spus că lucrurile astea nu sunt ilicite și multă lume recurge la offshore-uri și totul este bine și frumos. Secretele bogăției, nu știu dacă pot fi divulgate sau găsite așa la originea lor, pentru că uneori secretul succesului în afaceri este simplu, dar este interpretat așa mai complicat, așa cum a fost unul intervievat fiind întrebat care a fost primul pas pe care l-ați făcut spre viitoarele miliarde pe care le-ați câștigat. Păi zice, primul pas a fost să mă nasc în familia unui proprietar de rețea hotelieră. Bece, ce înseamnă să ai flair, să știi unde să te naști? Ecourile acestui dosar Panama Papers. Premierul Islandei și-a prezentat demisia. Figurează și artist celebru, cineastul spaniol Pedro Almodovar, actorul chinez Jackie Chan. Lume bună. Celebra revistă satirică franceză Charlie Hebdo a publicat o caricatură în care corupții sau eu știu cei care recurg la schemele astea scriu Josie Panama, cum ar fi jos teroarea fiscală, de asta fug ei. Dincolo de acest scandal de rezonanță mondială, se desfășoară operațiuni de amploare la Sankt Petersburg în cadrul anchetei în schema moldovenească de spălare de bani. Așa că, ce să zicem, să vedem cine face, cine trage, cine știe ce o să fie, că uneori se întâmplă confuzii ca într-un salon de spital, când medicul îi spune pacientului care și-a revenit în, după anestezie, zice,
Ați suportat destul de bine intervenția chirurgicală, dar înainte de ea ați fost foarte rebel, așa, vă rupeați, strigați, cunoscutul dumneavoastră de pe patul de alături, în general, s-a comportat execrabil, la care pacientul zice, păi da, cum altfel? Zice, de fapt, noi am fost trimiși aici de firmă să spălăm ferestrele și voi ne-ați operat. Despre alte confuzii economice, medicale și de altă natură, vorbim peste câteva clipe. Dincolo de aceste furtuni financiar, fiscal, eu știu, judiciare, încă nu judiciare, la noi se fac pași mici spre redresarea situației economice. Serviciul fiscal de stat a dat mai mulți bani în martie decât era planificat, în creștere cu 20% față de acumulările în luna martie anului trecut. Și la bugetul de stat, și la bugetul asigurărilor sociale, și în bugetul public local. Ei, a fost fiscul activ, a reușit să acumuleze mai multe venituri datorită instruirii permanente, așa zice șeful fiscului, angajaților, și li s-au oferit contribuabililor cele mai bune servicii. Ați aflat ieri că s-au mai privatizat niște întreprinderi, adică destul de măreșoare, și astea vor contribui la redresarea bugetului. Ei, în general, parteneriatul între stat și sectorul privat este benefic, deși uneori sunt elemente așa destul de bizare în această privință. Unele scheme așa reprezentate de bancul despre o policlinică care așa pentru a deservi mai bine pacienții, dar și pentru a-și asigura bunăstarea financiară, își prestează servicii gratis și negratis, cam așa. Deci clismele se pun gratis, dar WC-ul policlinicei de vis-a-vis e contraplată, da? Cam așa. Contraplată nu prea iese, cum s-ar zice, iată, sezonul de încălzire s-a încheiat cu datorii, consumatorii trebuie să achite peste un miliard de lei. Ce ar mai fi, așa, la noi, lucruri care parcă ar trebui să funcționeze, dar nu funcționează. Pe piețele din țară pot fi găsiți castraveți cultivați în serele din Moldova, dar ele sunt mai scumpe decât castraveții de import, sunt mai scumpi. Roșii ei nici nu vor să crească în serie pentru că iarăși trebuie să plătească pentru această încălzire, pentru că sunt datori ceilalți. Și totuși oamenii activează, știți? Era celebru banc despre optimist, pesimist, paharul pe jumătate gol, pe jumătate plin. Există și o interpretare, o variantă a acestei parabole, dar optimistul când vede o femeie doar în lenjerie de corp se gândește că e pe jumătate goală, pesimistul crede că e pe jumătate îmbrăcată și doar realistul nu gândește nimic, nu crede nimic, el continuă să o dezbrace pentru că trebuie să acționeze. Așa e cu oamenii de acțiune, deși nu fiecare acțiune este și benefică. Iată, aflăm. Deși este complet interzis, tot mai mulți oameni aprind gunoiul pe marginea drumului. Fermierii riscă să dea de muniții neexplodate încă de prin cel de-al doilea război mondial. Ca să vezi, vreo 112 obiecte explozive au fost găsite, au fost depistate 94 în martie. În afară de asta, pilonii de electricitate riscă să se prăbușească, dar aici e un conflict de interese, pentru că cei care trebuie să-i schimbe nu pot pătrunde pe
pământul, terenurile de pământ private, pentru că ăștia nu vor să le calce culturile. Iată câte pericole și banale și bizare. Cum se rezolvă? Poate să recurgă la serviciile companiilor outsourcing. Ce e asta, cum s-ar zice? Este companii, un fel de intermediare care preiau servicii de la unii ca să le rezolve altora problemelor. Iată cum explica un manager de proiecte outsourcing. De exemplu, zice, uite, un om ne semnalează că a intrat, i s-a înfipt o lancă în burtă. Ce-i de făcut? Deci eu telefonez oamenilor specialiștilor, ei îmi spun, scoatem lancia cu 1000 de euro. Eu îi spun omului, ăștia scot lancia cu 1000 de euro. El zice că e prea scump. Eu întreb oamenii pricepuți cum se poate rezolva problema mai ieftin. Ei îmi spun și pentru 500 de euro îndoim lancia și o vopsim în culoarea corpului. Despre alte probleme financiare și soluționarea lor vorbim peste câteva clipe. Ați aflat deja că veștea este proastă pentru viitorii studenți, taxele de studii s-ar putea majora. Ei, cum să zicem, proastă, neproastă? Inflația este inflație. Eu am auzit comentarii că cum așa, că nu s-a îmbunătățit nivelul de studii sau calitatea studiilor. În primul rând, nu știu dacă știu elevii dintre a 12-a viitori studenți, cum este calitatea studiilor la universități, dar problema este că, ca și în sistemul medical, ca și, și în educație, serviciile astea devin servicii, cum s-ar zic, contra plată. E o marfă, sunt și asta ca un fel de marfă. Știința, învățarea unei meserii e o marfă. Așa este în toată lumea, de fapt. Oamenii plătesc ca să învețe și pe urmă și după ce au o meserie, au anumite aptitudini, deprinderi, cunoștințe, prestând meseria și recuperează banii cheltuiți pe studii. Așa e că aici fiecare deja trebuie să se gândească dacă sacrifică mai mulți bani pentru ceea ce îi place sau optează pentru ceva mai accesibil, pentru că sunt facultăți la care e mai ieftin de studiat, dar, mă rog, știți că am bancul ăla cu vot, că eram întrebat un crâșmar, zice, de ce vinzi vot ca câte 100 când uite la cel de pe strada vecină, ea costă 50. Păi zici, tu te și cumpără la el cu 50. Da, dar la el tocmai acum nu are, s-a terminat. Păi zice, când n-o să am și eu, o să vând și eu cu 50. Așa e și aici. Vor alege ce e accesibil, dar uneori știți cum e accesibil. Tot despre comerț, cum era unul care vroia totuși să-și vândă marfa, vine unul, zice, aveți stofă galbenă. Ăsta scoate așa un rulou cumpărător, zice, păi asta e neagră. El scoate încă un sul de asta. Zice, foarte calitative, zice, dar una e roșie, alta albastră, la care zice, păi n-am ce face, chiar să fie galbenă, de tot n-am, așa, doar puțin galbenă. Totul costă, esențialul să existe poate cumva așa variante alternative în care omul poate să aleagă și ceva mai ieftin. Iată, aflăm că avem hosteluri la noi, nu doar hoteluri din astea costisitoare cu toate cu confort așa sporit, ci și hosteluri cu confort relativ. Da? Ce este interesant? Așa că omul cu buzunarul mai subțire sau cu punga mai subțire, turiștii pot să vină și să găsească așa. Probabil că asta va aduce mai mulți turiști, nu știu dacă ei vor îmbogăți bugetele noastre, dar ne bucurăm de toți care vin și ne vizitează, că suntem ospitalieri. E drept că nu întotdeauna și nu toți sunt ospitalieri. A venit un
o rudă săracă la unul bogat în ospeție, stă o săptămână, stă două și ăștia ca să-i sugereze că s-a reținut, zice, dar nu ți-i dor de soție? La care el zice, păi, uite, ce bine e că aveți grijă de ei, o să-i scriu un mesaj să vină și ea. Nu vă supărați dacă v-am părut mai vesel decât ar fi cazul în împrejurările actuale. Celebrul filozof francez Voltaire zicea, am decis să fiu fericit pentru că e bine pentru sănătatea mea. Nu umblați la telecomandă, rămâneți cu Publica TV. Ne mai vedem!